Nu să ne dea putere să trăim o viață după voia Domnului. Eu și ce zic, să dea Domnul așa să trăiți voi, cum am trăit eu comuniu. Noi aduce, cum să zic, o fală sau un lucru care nu a fost. Un lucru care a fost. La noi nu a fost șartă, la noi nu a fost mânie, la noi o durmănie, la noi a fost pașe, liniște, casa noastră totdeauna a fost casă de rugăciune. Și ne-am bucurat. Ne-am bucurat. Altfel, am și să zic, am ajuns mai singură, dar Domnul nu mă lasă singură, că mai veniți voi, mai vin alții. Astăzi m-a sunat surori de pe la Târgu Mureș de rugăciune, alții de pe în Cluj, să mă rog. Și tăteți oase ocupate și am de lucru. Totuși, mă bucur și dacă singură, dar cu Domnul nu singură, că Domnul e cu mine. Așa e, așa e. Asta e o bucurie. Mare lucru este. Asta e o bucurie și o nedejde, că dacă ce lupți pentru altul ca să aduci rugăciuni ferbinți ca el să scape din necaz, și pentru mine lucrurile. Pentru credință, totdeauna oamenii lui Dumnezeu suferit. Am auzit că pe dumneavoastră v-a amendat. Eu m-ai dat. Eu m-ai dat. Am fost aici în satul vecin, la Căian. Era o soră, atunci nu era așa bătrână și cu soțul, atunci a fost la Domnul. Și ne-am dus cu omul meu și am dus mai mulți așa, pe rând. Și când am venit și am ieșit de acolo, ne-a urmărit poliția, că atunci poliția era. Poliția. Miliția. Miliția. Da. Și ne-a lăsat de amărțuțără și după aia a venit cu mașina și ne-a ajuns pe drum. Că unde ați fost, că cu tare, cu tare ne-a luat straița cu cărțile, am avut cărți de cântări, am avut Biblia, toate le-au verificat acolo. No, și am spus că unde am fost și la cine am fost și ce am făcut. Nu au avut ce ne face, dar au zis că tăi, și-a trecut drumul de aici, de așa, dincolo, pe aia parte, amendă 50 de lei. Dar cu 50 de lei, dar așa, 50 de lei au fost mulți. Da. După război, după ce s-au schimbat banii, apoi au fost mulți 50 de lei. Și apoi, numai ea i-am avut. Și nu a fost la omul meu. Dacă așa e, eu la omul meu și eu, da, după ce... Eu dat drumul și ne-am dus nouă, omule dragă, am... Cum am aici? Ce-mi face? Zice omul, eu lasă, dragă, mi-a putat domnul de grijă. Și acum mă mângâia, dar pe nu mai știi că cu zope trecut. După aia că cum a lucrat Dumnezeu ca să ieșim la suprafață. Na, și apoi așa au fost. Și alțile, când făceam stăruința aici, ne adunam, când aveam casă de rugăciune, ne adunam pe la sora Marie, a lui Viorel. Păi vine și ne pândea la ferești și vine fratele acum, noi tăstăruiam după Duhul Sfânt, vine acolo la ferești și unul zice cu haine negre să te preumblă pântre ei. Păi așa a fost atunci. Nu se prestăruiește după cum s-a stăruit atunci. Nu știu. Că noi n-am avut liniște până ne-am botezat Domnul. Câți am venit atunci la credință odată, toți am stăruit. Nu ne-am lăsat până ne-am botezat Domnul. Așa stăruiem că era pe jos lut și stăm în genunchi acolo și cum stăruiem, asudam și curăm și lacrimile și asudorile și se cunoștea pe lut cum am stat și asudam și se cunoștea pe lut acolo asudorile. Dar nu ne scutam, Doamne, pune, ne dai. Dar așa cum scrie acolo, că să stăruiești. Și așa știam că dacă șeri un lucru bun, nu-ți dă un lucru rău, cum suntem noi părinți, nu dăm la copii. Nu. Și slavă Domnului, că deodată. Slavă Domnului. Dar acum aș vrea să văd ele stăruinți, dar nu vreau să fac. Nu, și unii rușine să stăruiască. A fost așa mai slăbuță, așa în credință și s-o povesti, s-o înțeles amândouă că seara asta era joi, seara mere la adunare și de duminică mere la biserică, la popa, și au venit la adunare și una din ele a zis, cu șerut o cântare, o dorință o cântare, se cânte cântare, a zis că spune-mi, Doamne,
Dumnezeu meu, de ce nu mă îngăduie suspinul cel greu? No, așa zice cântarea. Ochii lăcrămează și sunt gândurat, cum voi răspunde pentru a-mi păcat. Nu, și a început frate să-i cânte cântarea. Și în timpul cântării era o precină. Nu știu, nevasta lui Pesma, nu știu dacă am zis. Am uzi miliniștii. Sau mai altul, nu știu. Era colea și țora aia care o ședea lângă ea, nu m-a și-o lăsat capoșănic pe aia și-o murit. Aia și-o șerup. Cântarea. Așa nici și-o lăsat capul și-a colea pe locul și-o murit. A răzmat de precina aia la altă. Nu, și apoi a fost un pic de frământare și... Nu, și-a venit o cemață, vie frață care, adică nu frască, oamenii de partid, că atunci a partid, să vadă că și-i... Am zis, nu, măi, a murit, e bună moarte, duce-ți să-l îngropați. Păi ea la altă s-a spăriet și nu mai merg la popa înapoi la biserică, a rămas. A lucrat Duhul Sfânt, Duhul Sfânt. El își crește biserica. Diavolul totdeauna s-a luptat. Ca să pui pieptie și înaintea oamenilor care au vrut să slujească Domnului. Da, și ne-au fost sincerul rămas. Slavă Domnului! Și-au fost, dragă. A fost o să de spaimă, o să de frică, că n-au tot... A gândit că o face oare și mai ești așa, că noi o am omorât, focăiță o omorât. Da, au fost acolo mai mulți oameni și-au fost și prieteni și au dovedit că i-au murit. Și nici nu i-a făcut nimica. Și apoi au venit, aia așa zis, au murit, în grăbață, și tot ce face și gata. I-a dat Domnul și făină, și mi-a dat și carne, și mi-a și mulțit, și oală, supă. M-am întors, dragă, după șălătuțe, dacă știi ce alea șălătuțe. Și era, de vreme de nu prea era așa, nici iarbă cum se cade. Și m-am dus acolo, dar păi nu știu să și găsite. Mărgând acolo, vinit, am avut un cățel, a venit după mine acolo. Și când am ajuns acolo, eu m-am suit așa ca pe dâmbă și cum stai eu pe dâmbă, mai jos de roță de grob acolo. Și cum m-am suit acolo pe dâmbă, a venit un fazan și s-a pus acolo din jos de mine în gropă. Cățelul a pe el, o sări pe el și l-a prins. L-a prins, l-a... Strânzele o țărucă și l-a lăsat, dar nu era mort când l-a lăsat. Și mă duc și-l iau, mă uit la el așa, dar un om era aici pe partea asta, eu eram acolo, el era din coșe. Un bătrân era cu oile acolo, zic către mine, tu nevastă, lasă burianile, că ia să-mi dă Dumnezeu carne. Iau și-l duc acasă și făzi mâncare la